Să ignori inteligența artificială este probabil cea mai mare greșeală pe care o poți face în prezent ca antreprenor sau angajat. Mai precis să iei poziția struțului să spui nu se aplică la mine în industrie, nu se aplică în jobul meu, este doar ceva trecător. Nu există industrie care să nu fie afectată în următorii ani de inteligență artificială. Nu există job care să nu fie afectat. De fapt, nu va exista om care să nu fie afectat de acest avans tehnologic. Estimarea în prezent este că 61,93% dintre locurile de muncă ale românilor riscă să fie înlocuite de inteligența artificială și computerizare. Este cel mai mare risc la nivel european. Doar acest lucru va schimba radical atât antreprenoriatul cât și piața forței de muncă în doar câțiva ani de zile. Pe de cealaltă parte, inclusiv Peter Diamandis estimează că în următorii ani vom vedea prima companie cu valoare de peste un miliard de dolari cu doar trei angajați. Bunul meu prieten Adrian Dragomir, fondatorul Termene și partener în TBF Accelerator, susține între 17 iulie și 24 august cel mai mare maraton de educație despre inteligența artificială pe limba antreprenorilor și angajaților. Peste 100 de ore de educație transmisă live în fiecare zi de la Nuba Beach Club Mamaia. Are ca invitați atât experți național și internațional, cât și antreprenori care înțeleg foarte bine efectele acestei tehnologii. Voi fi și eu unul dintre ei pe 10 august. Ai două opțiuni de a participa. Poți urmări live direct de pe aplicația Termene Total Gratuit sau poți merge la Mamaia să participe acolo în timp ce te bucuri de soare și mare. Iar dacă ai noroc, te poți califica pentru una dintre cele 16 sesiuni personalizate pentru compania ta. Vei vorbi alături de Adrian și de un expert în inteligență artificială despre cum se poate implementa această tehnologie concret în compania ta, în procesele tale și inclusiv vei primi suport de implementare pentru 3 luni. Iar dacă te întrebi de ce Adrian sau de ce termen este compania ce mai măsură să aducă această educație, ar fi câteva motive. Au construit propriul lor algoritm NLP în limba română pentru înțelegerea documentelor cu specializare pe cele juridice, au reușit să scadă aproape la jumătate numărul de angajați, în timp ce au dublat cifra de afaceri, și sunt furnizorii principali de business intelligence, due diligence și forensic data pentru cele mai mari corporații și companii românești. Recomandarea mea este să te înscrii fie că ești antreprenor sau angajat pentru că înțelegerea acestei tehnologii și cum poate fi folosită este crucială pentru viitorul tuturor. Iar dacă vrei să mă auzi pe mine vorbind, ori ne vedem la Mamaia pe 10 august, ori poți să mă urmărești direct pe aplicația Termene.